De mâine și timp de o săptămână, poliția va organiza filtre pe toate șoselele din Republica Moldova. Operațiunea oamenilor legii se desfășoară după ce, în ultimul timp, a crescut numărul șoferilor care urcă băuți la volan. Potrivit poliției, zilnic sunt trași pe dreapta chiar și 20 de conducători auto sub influența alcoolului. Unii abia de se puteau ține pe picioare. De la începutul anului, oamenii legii au reținut în trafic peste 2200 de șoferi beți. Jumătate dintre ei erau în stare avansată de ebrietate. Acest șofer din satul Budăi, raionul Orhei, le-a atras atenția oamenilor legii pentru că circula haotic. Bărbatul a fost tras pe dreapta, iar în urma alcool testului s-a constatat că avea o concentrație de alcool în aerul expirat de aproape 7 ori mai mare decât norma admisă. La Orhei, în cartierul Slobozia Doamnei, poliția a reținut un șofer în vârstă de 56 de ani. După ce a fost testat, s-a constatat că a urcat beat la volan cu o concentrație de alcool în aerul expirat de 5 ori mai mare decât cea admisă de lege. Supărat, individul a încercat să fugă, dar a fost prins de polițiștii de patrulare. La fel, în ultimele zile, oamenii legii au mai reținut un căruțaș și un motociclist, ambii beți criță. Potrivit Inspectoratului Național de Securitate Publică, de la începutul anului, din cauza șoferilor beți, s-au produs 46 de accidente rutiere, 9 persoane au murit, iar alte 61 au fost rănite.